Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina după o pauză de nu știu cât de mare a fost, nu știu, dar parcă săptămâna trecută n-am făcut episod. Nu știu dacă a observat cineva și nu o spun în ideea de vai, Doamne Dumnezeule, nu a observat nimeni, mă duc să mă bat singură și să plâng un pic. Nu, este pur și simplu faza că n-am făcut episod. Exact. A fost și Paștele atât. Și nu se uita nimeni. Oricum se uită nimeni. Mă rog. Da, se uită. Da, dar mă rog, nu intrăm iar în subiectul ăsta. Ce facem astăzi? Un book haul, pentru că am fost un pic plecați, un pic, nu un pic sau un pic, un pic, un pic plecați. Am luat niște chestii cu noi din vacanță și am zis că ar fi foarte drăguț să vi le arătăm și vouă, pentru că era subiect bun de un episod și am zis de ce să nu facem un episod cu un mic book haul, pentru că oricum astea vă plac din câte am observat cel mai mult. Nu-i așa? Nu. Prima carte este o carte pe care nu am luat-o din vacanță. Este vorba despre o carte pe care a luat-o Matei, se numește Azazel de Iosef Zeidan. Zeidan. Mă rog. Azazel. Mă rog. După numele autorului eu pot să știu dacă e fix... Ce scrie pe spate? An ambitious investigation into good and evil, faith and doubt. Asta spune Boyd Tonkin de la Independent. Adică o investigație ambițioasă a răului și a binelui, a credinței și a îndoielii. Nu știu exact despre ce este vorba, dar să trecem mai repede de ea. Am înțeles că trebuia să ia Man Booker sau n-a luat? A luat ceva care este corespondentul lui Man Booker, mi se pare. Oricum, e foarte bine cotată și pare interesantă. Așteptăm să vedem despre ce este vorba, pentru că Matei, sper eu, îmi doresc nespus, va face și o recenzie după ce o va termina. Următoarea carte este tot... Chiar mă întrebam unde sunt. Uite, aici sunt. Următoarea carte, pentru cine știe. Și e bine pus? Da. E bine pus. Următoarea carte este luată din vacanță. Că e frumos să mai mergi la concert din când în când. Bine că l-a găsit. The Crossing. Mă uitam la ce scria mai jos, zic ce naiba. The Crossing de Cormac McCarthy. Este o poveste din aia de maturizare, coming of age, cum s-ar zice. Și este vorba despre un băiat care găsește parcă un pui de nu știu ce animal. Niciun pui de... Nu găsește? Nu mai știu. Capturează un lup și în loc să-l omoare, decide să ia lupul și să-l ducă înapoi de unde lupul ăla a venit. Adică de destul de departe. Și este, din câte am înțeles, acest drum pe care el îl face, inițiatic, dacă vrei să-i spui așa, cu lupul, nu știu exact, că n-am citit cartea, am început să o citesc și pare marfă, se petrece în America anilor 40, chiar înainte de război, iar această inițiere a puștiului în lumea înconjurătoare și în lumea în care trăiește se transformă într-un șoc în momentul în care se întoarce și nu mai găsește lucrurile la fel cum erau atunci când a plecat. Sunt foarte curios, mai ales că acest Cormac McCarthy are un stil total aparte de a scrie. Cine a citit Blood Meridian știe despre ce vorbesc. Cine sau The Road. Sau The Road. Care e mai cunoscut pe The Road. L-am citit eu și este total deosebit. Da, după e o carte care ce merită și recitit. Filmul. Da. Așa că dacă vreți ceva destul de epic și greu, pentru că nu e o lectură ușoară, dar e merită cu vârf și îndesat, citiți Cormac McCarthy și veți vedea despre ce e vorba. Greu a fost probabil Blood Meridian, pentru că The Road n-a fost deloc greu, nici măcar în engleză. Greu, nu, dar nu ca așa greu, nu e comic, nu e nimic. În sensul că e plin de esență și este dramă. Exact, nu e comic, nu râzi, nu din contră, îți pui o grămadă de întrebări. Următoarea carte este o carte pe care am ales-o eu și se numește Now and Forever de Ray Bradbury, pentru că tot am făcut ultima dată un episod despre el. Când am văzut cartea asta am zis, wow, cât de marfă, că am trebuit să o încerc, pentru că pare a fi interesantă. Ce conține ea? Două povești, o dată este Somewhere a Band is Playing și a doua este Leviathan 99.
A doua știu că este SF și prima știu că este tot SF, așa că din punctul meu de vedere... Nu cred, sunt SF-uri? Da, sunt SF-uri, incredibil. Matei. Da. Serios? Da. Așa că zic că este o alegere fericită, trebuie să recunosc că și coperta îmi place, iată partea din față, iată partea din spate. Mulțumesc, Matei, că mi-ai arătat-o. Mulțumesc, Matei, că mi-ai arătat-o în raft și ai zis, ia uite, Alina, ia o carte pentru tine, pentru că s-ar putea să-ți placă. În cazul în care vă întrebați ce cântă pe fundal, puteți să mă întrebați pe mine direct în comentarii ce e asta. Și cu mare drag vă voi spune despre ce este vorba. Îți arăt carte? A, ai dreptate. Următoarea carte este o carte pe care ați mai văzut-o pe acest canal. Am impresia că i-am făcut și o recenzie și în cazul în care într-adevăr este așa și nu mă înșeală din nou memoria, la fel cum mă înșeală și alte lucruri în viață, voi pune un link chiar aici. Dacă nu uit... În cazul în care nu uit să caut, să văd dacă nu cumva chiar am făcut o recenzie la ea, este vorba de The Tragedy of Man, de Imre Modaci sau... Modaci. Mă scuzați, dar Modaci. Pentru mine știți cum este, știți cum este maghiara? Nimic nu este ceea ce pare. Nu-i așa, Oxy? El știe. Imre Modaci. El e, mă rog. Chestia asta am citit-o acum, mă rog, cred că la începutul lui 2016. Și, cum nu era a noastră, am decis să... Ba nu, la începutul 2015. 15. Dacă se termină asta. În fine, nu mai avem baterie, nu contează. L-am citit la un moment dat și mi-a plăcut super mult, are și ilustrații și... Matei n-a citit-o și vrea și el să o citească și așa că... Alina își dorea foarte mult să o mai citească o dată la un moment dat. Dacă n-am găsit-o în cealaltă vacanță de anul trecut, am găsit-o acum și ne-am bucurat foarte mult și... Voi ne vedeți bine, că am impresia că e murdară un pic camera. Nu este bine. Ne-a răspuns publicul. Da. Este bine. Cine e publicul? Păi noi suntem, mă rog. Următoarea carte este de fapt un roman grafic sau, mă rog, o carte ce colecționează primele 4 numere sau 5. Tu știi că tu ai citit-o. Da, nu e roman grafic, e comics. E roman grafic din punctul meu de vedere, slash comics, mamă ce marfă arată. Se numește Kill or Be Killed de Ed Brubaker, Sean Phillips și Elizabeth Brightweiser. Sau cum o cheamă. De ce am luat noi chestia asta? Păi în primul rând pentru că arată foarte marfă. De ce foarte marfă? Este desenată și scrisă de acești doi băieți, nu știu exact care, în ce ordine, pentru că... Brubaker și Phillips. Dar cuplul ăsta minunat este cuplul care a scris și a făcut și a dat naștere la Fatal, pe care ați mai văzut-o pe canalul ăsta, în cazul în care iar nu-s babică, o să fie link. Și în cazul care avem recenzie, că nu mai țin minte, și la The Fade Out. Din nou link în cazul în care avem. În cazul în care nu avem, asta e, vă duc cu vorba și poate într-o zi o să și facem așa ceva. Deci da, Kill or Be Killed, Matei deja a citit-o, eu n-am apucat. Partea interesantă este că treaba asta este o prospătură, având în vedere că încă nu s-a terminat, încă se desfășoară în plină facere. Și încă va mai dura o căruță de ani. Adică am impresia că sunt doar 5 numere în momentul ăsta pe piață și suntem super curioși să vedem cât o să dureze și ce se întâmplă și care e faza. O să aveți în mod cert recenzie, în cazul în care vreți să cumpărați, probabil că puteți găsi nu în cărturești sau în chestii de la noi, pentru că la noi aduc doar chestii care se vând, pentru că așa sunt oamenii. Dar putea să aducă și pe asta, că dacă au fade-out și Fatal, deci ar putea să aducă și el. Da, dar Fatal am văzut aici după și de milioane. În fine, treaba este că puteți să o comandați pe internet, cel mai probabil de pe Book Depository sau alte site-uri care sunt dispuse să aducă chestii de genul ăsta din afară. Despre ce ar fi vorba? Despre un tip care omoară. Nu știu, Kill or Be Killed cred că e destul de sugestiv, dar o să vă spunem mai multe în momentul în care o să știm și noi. Și ultima achiziție, pentru că așa cum am zis, este un mic book haul, este Providence de Alan Moore și Jason Burroughs, sau cum îl cheamă. Care este povestea cu Providence? Ei bine, la un moment dat am făcut o recenzie la chestia aia care se numea Neonomicon și acolo, mă rog, povestea era cumva lăsată neterminată, de aia i-am și dat 4 stele în recenzia pe care sunt sigură că am făcut-o de data asta. I-am dat 4 stele pentru că mi se părea că e povestea neterminată, că ceva lipsește și că aș fi vrut să mai am niște detalii. Ulterior, după ce am citit-o, adică am realizat că am găsit pe net că mai există ceva care este în facere, tot așa numerele 1-4 se găsesc în hardcover-ul ăsta.
încă ceva e pe vine, cum ar fi ceva la care s-a făcut referire în Neonomicon și care practic ar pune ultima bucată de puzzle în misterul ce apărea în acel roman grafic. Ăla chiar e roman grafic, n-ai cum să mă da, asta nu ți arată nici asta mare lucru, că nu e terminat. E act 1. E act 1, urmează să, mă rog, e în facere, e plină facere. Deci astea sunt practic niște prospături. Ceea ce mi se pare foarte marfă și mi-a atras atenția Matei este că acest hardcover este limitat la 6666 de bucăți. După cum sper că vă amintiți sau o să vă reamintiți dacă n-ați văzut episodul, o să aflați, are legătură cu toate miturile alea lovecraftiene de Cthulhu și tentacule și chestii de genul ăsta și după cum știți noi suntem destul de obsedați de chestiile alea și de monștri în general, așa că era o ratazie de nelocat. Sunt praf. În ce dialect vorbesc nu știu exact, dar cert este că... adică pa!